Hai cu bună ziua! Hai, Nicolae! Suntem la Brescia. Am venit după motocicleta asta. Suzuki V-Strom 650 din 2008. Băi, îmi place că se lasă ușoară. Deci are o comoditate. Nu știu, îmi place. Trebuie să-mi schimb și-o pe a mea. Băi, e fain. Motocicleta îmi place. Îmi place că nu are defecte, rugină, chestii de genul. Mici zgrieturi, dar nu zgrieturi, foarte mici, niște chestii minuscule care le rezolvi cu, nu știu, un acțipil, cu un creion din ăla colorant sau cum se numește, că am uitat. Da, e prea șmeche, dar uite mă, lacul. M-a luat așa o senzație de deja vu. De fapt, nu-i deja vu, că am fost. Am mai fost pe aici. Și tot în motor. Bă, unica. Îmi place chestia care are frâni în cața și ca lumea. Nu-s ca la mine, e spumoasă. Are... E bine. Trebuie să-i punem un pic de lichid de frână când ajungem. Dar nu are, de fapt, am crezut că n-are. Ciao, bello. Bello. Așa-mi place mie, bello. Ciao, bello. Cuplul motorul e bun. Arată bine motorul. Adică motorul, motocicleta întreagă, arată bine. Nu-i spartă, nu-i ruptă, nu-i ruginită, nu-i... Are ani, normal. Salut. Are ani, e logic. Dar în general, mie îmi place. Mie e ok. Uite, și omul a pus o grămadă accesorii, ca nu le avea. A pus mâneri încălzite pe două trepte. A pus niște LED-uri. Farurile în LED tot. Frumos. Oglinzele astea care mie îmi plac, adică față de alea rotunde alu... Salut! Alu Suzuki originalii, nu-mi plac. Pe asta, păi fain. O pus chestia asta ca să pui telefonul, știți? Să pui suport de telefon. E șmecher, mie îmi place, iarăși. Are... porbagajele astea faine, laterale, are porbagaj mari pe spate, porbagaje laterale. Valizele, să spunem așa. Are bări, uite, protecții de la Givi. Uite așa, frumos aici. Are cric central din ăla. Care, din câte am înțeles eu, din 2008 nu au cric din fabrică. Trebuie să-l pui tu. Priză. Are priză, două prize electrice. De astea, știi? De țâncarci telefonul, priză. Are una laterală aici și una în bord. Undeva, numai că trebuie să o așezăm noi undeva pe aici. Nu știu, motorul e ținut super. O să vă trag câteva cadre acasă cu el. Băi, au trecut 56 de kilometri de când am făcut primul, de când am făcut plinul. Mie nu mi-a plăcut cum a făcut plinul, că nu l-a făcut plin, gen, ca să văd eu combinația perfectă. Dar în fine, 56 și nu s-a mișcat deloc nicio liniuță de aia. Înseamnă că vedem. 50, 100, 150, 200. A, omul a zis că merge cu ea, fain, mult, 400 de kilometri, nu știu tot să-ți el când merge. O să o vedem, testem. De-aia, după 64 de kilometri, ai cum mă doare fundul sau... E ok, șaua încă e ok, știți? Pentru că e poziția destul de super ok. Numai că vibrațiile are un pic de vibrații. Bine că și-am, a mea, am 4 cilindri, să zic așa, are vibrații. 4 cilindri în linie. Să zicem că e oarecum mult mai fiabilă. Și tot are vibrații. Asta un pic mai mult are vibrații și... Strezește mielul. Dacă m-ați înțeles. Dacă ați prins-o din vânt așa.
Pet, sunt mai bucuros eu ca tine. Let's go!